Da, tu spuneai din aur doina ca mai sunt cinci melodii, ar fi fost 6. dacă noi am fi înscris acea melodie la timp, dar știi cum? Noi am cam întârziat ca să trimitem și dosarul. În schimb, participanții de astăzi au fost foarte activi și harni și au reușit să se înscrie. Felicitări pentru prestația ta! Bună seara, mulțumesc! Tu ești, de fapt, o interpretă, după cum te descrii și tu, de muzică ușoară. Astăzi a fost un alt stil. Da. Cum e să faci ping-pongul ăsta? Uh, nu știi, părerea mea este că un artist adevărat uh, ar fi de dorit să poate să se manifeste în mai multe laturi, da? Uh, ca și în pop muzică, ca și în muzică ușoară, chiar și hip -hop? rock. Uh, hip-hop îmi place tot foarte mult. Păi da, R ha -hai, style. hai să, hai să <laughs> acum să să, știu, să ne imaginăm. Pentru 2023, drept exemplu, dai cuvântul tău că vii cu o melodie hip-hop sau R&B? Că tare, mi îmi place foarte mult stilul acesta, eu chiar și dansez în stil hip-hop și nu pot să-ți dau cuvânt, pentru că eu nu știu încă ce ne așteaptă în 2023, dar cine știe, poate că și o să reușesc să fac ceva în stilul acesta. Cum, știe? cum a fost povestea ta în acest an? Inițial te-ai înscris, aveai deja melodia pregătită, te gândeai la o melodie. Știu, a fost foarte rapid. Decizia mea ca să particip anul acesta în concurs a fost luată timp de două zile și timp de două săptămâni înainte ca să încheie în Cererele. Perioada de înscriere. Da, perioada de înscriere, da. Dar a avut genul, da, poate nu merg, poate mă mai pregătesc sau nu. Da, știi de ce? Pentru că data trecută n-am fost suficient de pregătită pentru preselecții și mă gândeam că o să am nevoie de mai mult timp pentru asta, dar. Știi, experiența care am căpătat-o în 2 ani de zile, pentru că deja am. A trecut ceva timp? Da, exact. a trecut timp, da, eu am participat în diferite prestații, concerte și asta mi-a însuflat încredere în mine și de data asta am făcut repetiții. Și a fost mult mai bine. A fost mult mai bine. Felicitări! Da. Bravo Mulțumesc pentru această frumos. prestație! Mersi. Noi continuăm această ediție a audițiilor live.